După aceea a cunoscut-o, da, a cunoscut-o în chip de taină și a dat seama ce înseamnă naștere în feciorie, sarcină și feciorie, zămislire și feciorie, feciorie după naștere. A înțeles că este vas sfințit al Duhului Sfânt, cea mai aleasă dintre femei și începătura mântuirii noastre. Era pecetea neamului creștinesc, era cadelnița de aur, era cupa cu mană și așa mai departe, închipuirile Maicii Domnului, care de fiecare dată prorocii le-au cântat și eu vi le-am amintit. Muntele Umbros, porumbița lui Noe, scara lui Iacov, năstrapa de aur, chivot sfințit, vița strugurului de taină, dacă vreți, colinvitră și toate denumirile acestea. Le spune Ioan Damaschinu frumos, ne înșiră le ia din Sfânta Scriptură. Și eu vi le spun dintr-un singur motiv, ca să înțelegeți că această fecioară nu era o femeie oarecare, iar taina în sine nu e o întâmplare oarecare. Același înger care vestește pe Ana și pe Ioachim că vor avea împântece și nu se va ridica stirpiciunea, vine acum și îi spune fecioarei, bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Și vorbim de taina întrupării. Odată întrupată taina, ca să nu rămână o minciună sau că a fost doar o impresie sau o viziune sau o întâmplare, pentru că aici este marea artă pe care o descriu Sfinții Părinți. Nimeni nu poate ști, evident lucrul acesta, dacă vederea îngerului a fost în chip real, cum ne vedem noi astăzi față către față, dacă vederea îngerului a fost în vreo răpire, numită extaz, în învățătura Sfinților Părinți, sau dacă a fost o deschidere a ochilor minții, așa cum sunt ochii netrupești ai minții, pentru cei înainte văzători care văd lucrurile viitoare. Aici, apropo de lucrurile viitoare, toată lumea va mai repeta și altă dată, vestește războaie, urgii, necazuri, primejdii și se străduiesc și pe Facebook și pe internet și peste tot să-și aprecieze cât mai repede prorociile. Ați văzut că s-a îndeplinit? Ați văzut că a avut loc? Ați văzut că s-au repetat cuvinte? Ați văzut că este întocmai? Ei, toate aceste porcării sau dacă vreți pene de gâscă purtate de vânt nu se numesc înainte vedere. Înainte vedere înseamnă aceasta. Și pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema, îi vei pune numele Iisus și va mântui pe poporul său. Fecioara va lua împânteci și va naște prunc pe Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu, și o spune Isaia cu 600 de ani înainte de a se naște Hristos și de a avea fecioara împântece, deși cu 250 de ani, înainte de nașterea lui Hristos, de la 600 când era prorocit, vine un oarecare drept Simeon și spune nu se poate ca o fecioară să nască o femeie tăinuită de bărbatul ei. Și atunci același înger vine și se arată și îi spune așa, nu vei vedea moartea până nu vei vedea mântuirea cu ochii. Și el va lua pe pruncul sfânt în brațe, spune frumos acolo metafrastul, că de la altar și până la prunc s-a făcut o rază de lumină. Lumina aceea a pătruns în inima și în sufletul lui Simeon, vechi și bătrân de zile, se apropia de acum de vreo 300 de ani. Și ce este interesant, că el ia pe prunc în brațe și spune mai departe, că rostind această formulă și dând pruncul din brațe, apoi trupul lui s-a risipit și au rămas oasele, spune mai departe, și au fost îngropate cu cinste. După aceea, prin faptul că a fost mare semn dumnezeiesc, că Dumnezeu, care ne trimite nouă harul său, cum spune Ioan Gură de Aur în cartea despre preoție, se lasă binecuvântat de oameni în semn că și noi, când suntem mai mari ca Dumnezeu și mai sus ca Dumnezeu, trebuie să înțelegem că tot de o binecuvântare omenească avem nevoie privind împărțirea sau distribuirea harului și harismelor lucrării Duhului Sfânt prin cele șapte taine în biserică. Și aici trebuie să vă fac descoperit ceea ce scoate azi Evanghelia în față. Noi vorbim de un Duh Sfânt
gestionat în cele șapte taine a bisericii, dar vorbim de un Duh Sfânt liber lucrător, care pretutindenea ieși și pe toate le împlinești vistierul bunătăților și dătătorile de viață, negestionat de nimeni, ci de propria noastră credință. Dacă un om care stă într-o pustie sau undeva izolat, sau, dar crede în Dumnezeu și are taina Sfântului Botez, dar el nu are contactul cu preotul, cu episcopul, cu biserica, nu în mod samavolnic, abuziv, că nu vrea, ci că nu poate și nu are cum, aia nu înseamnă că el nu este sub protecția Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ascultă și lucrează asupra lui, la fel ca și acelui care este în fiecare clipă în biserică, pentru că credința ține în noi lucrarea și pecetluiește Duhul Sfânt. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să vedeți că în Evanghelia de astăzi ne întâlnim cu câteva elemente noi care te pun pe gânduri. Noi obișnuim să spunem așa. Dom'le, singura credință adevărată și bună este credința ortodoxă. Nimic incontestabil, nimic incorrect, totul adevărat, totul revelat, totul confirmat de Scriptură, canoane, cărți, învățături și Sfinți Părinți. Dar nu putem contesta că Dumnezeu a creat toată făptura, nu putem contesta că Dumnezeu a creat toată natura, a creat tot ce mișcă, a creat tot ce se vede, tot ce se aude, tot ce se naște, tot ce moare, tot ce se transformă, dar a creat și oameni care astăzi fac parte din alte religii. De ce n-o fi stârpit Dumnezeu neamul acesta de păgânși, de nenorocit, să nu mai existe? De ce Dumnezeu a îngăduit ca El, marele izvor al bunătății, marele izvor al milei, marele izvor al iubirii, marele izvor al dreptății, marele izvor al milostivirii, să creeze oameni care trebuie uciși și ținuți în fundul iadului? E o întrebare care frământă pe fiecare. Care este răspunsul acestei întrebări? Legea firii, legea morală, legea conștiinței și legea balanței, binele și rău. Păgânii fac bine din ale firii, neavând lege. Păgânii, neavând lege, fac bine pentru că au conștiință, pentru că au morală, pentru că au credință, pentru că în inima lor sălăștruiește același suflet pus de creatorul lor, care ești creatorul meu, a ortodoxului, care ești creatorul catolicului, care ești creatorul protestantului, care ești creatorul păgânului sau budistului și așa mai departe. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să vedeți că acești îngeri, la prima vedere, par foarte ecumeniști. Și o să mă întrebați de ce faceți această aluzie. Dintr-un singur motiv. Iată-ne în fața unei situații excepțional de delicate. Iar dacă s-a născut Iisus în Betlemul Iudei în zilele lui regele Irod, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând: unde este regele iudeilor, ce s-a născut, că am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Am venit să ne închinăm lui. Păi eu dintr-o credință păgână vin să mă închin unui Dumnezeu revelat? Da. Unul din scopurile Evangheliei și a Cuvântului Sfintei Scripturi este cel al chemării. Avram, când era tânăr copil, marele patriarh al Vechiului Testament, s-a dus în atelierul tatălui său și a omorât și a spart toți idolii de piatră, din lemn, din fier, de argint, din tot ce erau. Doi sau trei de aur i-a pus sub căruță și a dat seama că e materie de schimb, adică i-a pus sub bușaua caldă. Și când a venit, tatăl a întrebat: ce s-a întâmplat aici? Păi uite, idolul ăla mai mare s-a supărat pe ăștia mai mici și i-a fermat pe toți. Avram tindea spre o credință adevărată și într-un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care să mulțumească interiorul cerinței noastre sufletești și nu un Dumnezeu al formalismului, cum și noi de multe ori astăzi am ajuns. Și chiar dacă cu regret trebuie să o spunem sau cu supărare, avem cel puțin 50% de oameni
care foarte greu au doctrina despre înviere și credința în înviere, foarte greu au credința convinsă și străpunsă de ideea lumii viitoare și foarte puțin sunt cei ce cred că din cei ce mor cineva se mai întoarce. Și vă spun pentru că este repetabilă și miliarde de ori repetabilă și mereu repetabilă când vin și spun: părinte, n-a venit nimeni de dincolo. A venit, mă, a venit bietul Lazar, a venit bogatul nemilostiv, a venit fiul văduvei din Nain, a venit fica lui Iair, a venit personal Hristos, ăla din Vechiul Testament de la patru regi când s-a aruncat trupul lui peste oasele profetului ăsta, mi-aduc aminte, Elisei, și a înviat. Deci, vedeți, noi avem confirmarea învierii, cum ne spune și Ezechiel, acel câmp cu oase care se îmbracă cu vene, cu carne, cu piele și deodată câmpul se face plin de oameni vii la porunca lui Dumnezeu. Parcă e prin capitolul 50 sau și 2. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că ne vine foarte greu nouă creștinilor să fim convinși sau să vrem să fim convinși că în împărăția Tatălui meu multe locașuri sunt. Și când vorbim de multe locașuri sunt, ne aducem aminte de un singur cuvânt a Sfântului Ioan Gură de Aur, care vine și ne spune așa: ferice de păgânul care moare cu fapte de creștin și vai de creștinul care moare cu fapte de păgân. Și aici am spus convingător mai mult decât trebuie legat de legea firii și a judecății și conștiinței în fața lui Dumnezeu. Iată-i pe acești magi mergând după legea binelui, după legea conștiinței, în căutarea unui împărat puternic care are legătură și poate determina pe chiar astre să îi se supună. Noi căutăm steaua călătoare care ne arată că el s-a născut. Deci iată și despre această stea mai putem ști și cum spune învățătura Sfinților, că era de fapt chiar un arhanghel, chiar Gavril sau Mihail, cel care mergea în chip de stea, așa cum altă dată i-a călăuzit din pustie ziua în nor și noaptea în lumină de foc. Deci trebuie evident să ne dăm seama că în momentul când este vorba de un semn ceresc, Dumnezeu caută cheile pe care le folosește, iar duhurile slujitoare îi se supun. Mai întâlnim acest lucru chiar și în zilele noastre, o să rămâneți surprinși de ideea că fac corelația, când părinții unui schid, văzând că corbii și porumbeii cară coși de pâine, i-au urmărit unde se duc și au ajuns, dar la un moment dat într-un desiș le pierdea urma și a spus: ar trebui să înnoptăm aici. Și noaptea, în timp ce stăteau acolo și vegheau să vadă cam în ce zonă au ajuns porumbeii și ce minuni s-ar petrece, persoana în cauză pentru care porumbeii și corbii aduceau mâncare ca în vremea lui Ilie la părâul Horet, Cherit, așa, vede pe o piatră pe cineva rugându-se cu săbii de foc de la degete la cer. Ce era Sfânta Teodora de la Sihla. De ce v-am explicat lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Dumnezeu este Cel ce poate face pe îngerii săi duhuri și pe slujile sale pară de foc. Iată pe acești îngeri în plină lucrare și în plină misiune divină. Irod ascultă spusa magilor, joacă o carte mizerabilă pe care o găsim și noi astăzi în lumea modernă, nici nu-i nevoie să ne spurcăm praznicul și mintea cu porcăriile sociale. Și spune așa: dacă l-aflați pe pruncul ăsta și dacă dați de el, aș vrea să mă anunțați și pe mine să vin să mă închin. Adică ce au pus în mișcare? Serviciile secrete ale regelui. Avea trei plozi, toți trebuiau să moștenească câte o bucată de împărăție. Nu putea